Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM. Medium Rare la Europa FM, invitatul emisiunii de astăzi este domnul Alexandru Pițigoi, proprietar al unui uh, business care nu prea se întâlnește în România. Uh, bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Uh, Descrieți-mi, vă rog, ce face businessul dumneavoastră. În da, într-adevăr, este un pic mai. Uh... Deosebit față de, de ceea ce uh, s-a întâmplat până acum în, în România, uh, noi aducem din Europa, deocamdată, din mai multe țări din Europa, uh, o mulțime de, de brânzeturi uh, cu uh, condiția ca acestea să fie produse uh, autentice și să fie. Realizate după rețetele tradiționale, și uh, foarte important, uh, manual, deci nu în niciun caz produse industriale. Uh, pe de-o parte, pe de altă parte, avem uh, și un uh, un cheese bar, sau poate puțin mai mult de atât, putem să-l numim un fel de cheese bistro, în care toate, toate preparatele sunt uh, pe bază de brânză sau conțin un, câte unul din felurile de brânză pe care le, uh, le vindem noi. Cum se cheamă locul acesta? Mesaj, uh, mesaj uh, în francez înseamnă pițigoi vine de la, exact de la numele meu. Uh, mă rog, am dat denumire cu un iz un pic francez pentru că deocamdată, și probabil că așa va fi întotdeauna cât timp vom, vom face business majoritatea produselor sunt din Franța sau din țări francofone. Uh, la momentul ăsta, probabil că mai mult de jumătate din ceea ce, ce vindem sunt, uh, sunt produse franțuzești, dar nu numai. Adică avem prăzături din Elveția, din Italia, din Spania, din Olanda, uh, din Marea Britanie. Motivul, unul, adică unul dintre motivele pentru care v-am invitat la emisiunea de astăzi, e acela că mă intrigă în continuare faptul că, deși avem o populație de ovine și de bovine foarte mare, și producem destul de mult lapte. Suntem o țară foarte săracă în brânzeturi. Și mă refer aici la varietate, în primul rând, nu neapărat la cantitate, pentru că telemea se produce multă. Da, deci, într-adevăr. Uh, nu e nimic întâmplător. Deci, eu am. Din cât am studiat și m-am ocupat ceva cu studiul domeniului astea, uh, Absolut totul vine din, din tradiție, din ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 1000 de ani, 500 de ani, 100 de ani și așa mai departe. Deci, dacă francezii, în momentul ăsta, da, să-l numim pe Franța, pentru că e cel mai semnificativ în domeniu, au, mă rog, după unii, în jur de 500 de feluri, după alții, poate chiar 1000 de tipuri de brânzeturi, este pentru că, în primul rând, au uh, solul, natura, clima care permit o varietate foarte largă. Au influențe mediteranene, au influența oceanului din partea de vest, au munții albi în, uh, în est și atunci uh, climatul este extrem de variat. În al doilea rând, uh, au avut, uh, eu știu, dacă e să luăm uh, faimoasele brânzeturi de capră franțuzești. Uh, în urmă cu o mie de ani au avut invazia maură din, din Spania. Uh, maurii au venit cu caprele când au fugit înapoi, n-au mai putut să-și ia trupele, <laughs> uh, n-au mai putut să-și ia uh, turmele de, de capre. Au rămas acolo și ei exact cam în zonele alea au, s -s produc și în ziua de azi brânzeturi de, de capră. Uh, eu știu, la, undeva în jurul anului 1400 au avut tipuri de brânzeturi protejate prin, prin decrete regale. Deci, absolut tot ce s-a întâmplat înapoi în istorie face ca situația din ziua de azi să fie, să fie cea care nu. este. Da? Da. Uh, în aceeași măsură, dacă e să luăm altă extremă, uh, zonele foarte calde, eu știu, în centru Africii, n-au cum să aibă brânzeturi, pentru că nici nu care au cum să le conserve. Nu Nici în ziua de azi n-au electricitate, e foarte cald și animalele s-au dezvoltat în așa fel încât au uh, rase care aproape nu dau lapte deloc. Deci, e, la noi, uh, la fel, nu e nimic întâmplător. Deci, nu pot să spun că dețin eu răspunsul, dar uh, ceea ce, după părerea mea, românii fac, sau în România se produc brânzeturi extraordinar de bune, uh, eu am avut ocazia să discut cu foarte mari specialiști în domeniul ăsta și le-am le, -am, le -am dus să guste din brânzeturile noastre și au fost extrem de apreciate. Ca o paranteză fie spus în special cele de oaie. Revenind, deci în România se produc brânzeturi de foarte bună calitate, dar probabil că n-a existat niciodată, eu știu, probabil că cam în niciun domeniu, să zicem așa, nici culinar, nici de altă natură, un interes sau o politică uh, centralizată sau cumva uh, de, de încurajare sau de protejare a produselor noastre. Uh, dacă tot am menționat uh, brânzeturile de oaie, încă cred, ce puțin în urmă cu câțiva ani, România era în primii cinci producători mondiali de lapte de oaie. Și aceste extraordinar, adică totuși atâtea țări mult mai mari decât noi în, în lume. Laptele de oaie fiind considerat, dacă vreți, așa în, în lumea asta a brânzeturilor. Brânzeturile de, de oaie fiind considerate cam cele mai bune sau cele mai rare sau cele mai scumpe. Asta pentru că oaia de cel mai puțin lapte între vaci, capre, oi, da. Da? și pe zi, și pe an. Are de unde și... pasiunea asta pentru brânzeturi? Pur și simplu, de foarte mult timp, uh, mănânc brânzeturi cu plăcere, am, început, am căutat să mănânc cât mai multe feluri de brânzeturi, am început să studiez, să citesc, să merg, să văd și, mă rog, pur și simplu a fost ceva natural. Oare cum cred ajuta și de faptul că eu de foarte multe, vreo 15 ani, nu mănânc carne. Atunci, plăcându-mi foarte mult brânzeturile, mănâncând din ce în ce mai multe, am... vindeți și brânzeturi românești în Deocamdată în... de nu, dar sigur o să vină și brânzeturi românești. Uh... N-am avut, sincer să fiu, n-am avut uh, suficient timp și posibilitatea să mă concentrez pentru a a găsi producători, producători nu mă de termenul artizanal pentru că e prea des folosit și nu, nu descrie ce vreau să spun, dar fermieri sau producători uh, uh, care, care, fac brânzeturi autentice, da? Deci după rețete uh, nealterate, să spun așa, de niciun fel de găselniță mai puțin sau mai mult modernă sau industrială. Uh, care să uh, aibă de la cap la coadă o atitudine uh, serioasă față de, de produs. Există. Sigur există și știu și eu că există și cunosc câțiva. Dar uh, sunt și mulți care ar putea să facă brânzeturi foarte bune, dar care nu respectă cu strictețe măcar, măcar două amănunte. Rețeta, adică domnule, la 10 litri de lapte, se pun 450 de grame de sare, dau un exemplu. Să fie 450, să nu fie săptămâna viitoare hai că mai punem o mână în plus, că 480, că tot aia e. Că nu e bine. Deja ai luat-o în altă direcție. Deci se respecte rețeta și foarte important, formă. Dar astea sunt două amănunte simple, la prima vedere care pentru mulți nu sunt așa importante. Din punctul meu de vedere sunt extrem de, de importante pentru că dacă faci un tip de brânză o anumită cantitate de lapte, care este într-o anumită formă, astfel încât la final să aibă și textura într-un anumit fel, și să se dezvolte uh, uh, aromele și gusturile în exact aceeași, uh, în același mod ca data viitoare sau ca data trecută, atunci poți să vorbești despre un produs uh, vandabil vandabil și prezentabil. Evident că brânzeturile uh, autentice, brânzeturile uh, făcute cu, cu ingrediente 100% naturale, nu au cum să fie standardizate. Deci cine se așteaptă să găsească în produsul finit exact același gust sau aceeași aromă. Nu o să o găsească, pentru că diferă de la... pe o perioadă la alta, de la un animal la altul, de la... Diferă, dar foarte puțin, adică exact cât să confere produsului finit un caracter aparte. Nu poți să difere substanțial, atunci nu mai e același produs. Mă rog, revenind, în... o să vindem sigur și produse românești și... O să facem așa fel încât să fie produse uh, la care, mă rog, avem control, să spunem, asta, sau putem avea controlul că se respectă ingredientele, rețetele. Da, e vorba de. până la urmă, e vorba de încredere, ca în orice relație. Da, sigur. Um, un alt motiv pentru care v-am invitat aici e acela că sunteți într-o zonă de pionierat în piața românească, pentru că, în realitate, sunt. Uh, mă rog, există nu știu, hai să spunem uh, filiale ale unor mari lanțuri care mai vând brânzeturi uh, sau care se concentrează pe o anumită zonă și pe brânzeturi dar în așa ca business mici, nu prea găsești prăvălii de brânză în țara asta sunt foarte puține, adică un, mai degrabă sunt mici magazine de prezentare ale unor producători uh, Nu vă sperie ideea de pionierat? Nu mă sperie nu mă sperie pentru că există o bună parte din uh, concetățenii noștri, uh, și nu numai sunt expați, sunt turiști, deci sunt uh, uh, suficient, deja suficient de, de multe persoane în București și în România în general, care uh, apreciază lucrurile de calitate care caută uh, produse. Uh, cu adevărat, uh, autentice. E cuvântul care îmi place să folosesc cel mai mult pentru că, în esența, despre asta e vorba. Despre produse autentice. Uh, sunt oameni care circulă, oameni care au început să-și cultive gustul uh, și atunci, uh, pentru aceștia, care probabil că sunt, habar n-am, 10, 15, 20% din populație, n-am eu o, o statistică exactă, uh, pentru aceștia și brânzeturile. Uh, sigur, din punctul meu de vedere, ar trebui să, să, să reprezinte o categorie gastronomică foarte interesantă. Uh, până acum avem aproape două luni, săptămâna viitoare facem două luni de când am deschis și mi se confirmă într-o bună măsură uh, premisele astea. Evident că știam de la început că vom avea un, uh, o misiune, dacă vreți, de, de, a contribui la dezvoltarea culturii brânzeturilor. Și asta încercăm să facem și... Asta e unul dintre motive pentru care am făcut și cizbarul. Să poată veni oamenii să guste, să cunoască brânzeturi pe care probabil că nu, nu știau că există sau nu știau că le place un anumit fel de brânză sau pe care le știu din supermarket, dar au cu totul și cu totul altă savoare, altă textură, alte uh, caracteristici uh, atunci când le, le, încerci ca produs autentic. Pentru că produsele industriale își pierde enorm de mult din, din calități. Și atunci, uh, asta a fost oarecum gândirea pentru care, sau, mă rog, unul dintre uh, motivele care ne-a făcut să, să, credem în afacerea asta. Uh, eu, eu, e, e dificil deci nu e ușor. Este pentru că brânza e destul de perisabilă. Da. Una la mână că e perisabilă, și în, în al doilea rând trebuie să știi ce faci cu fiecare în parte. Fiecare tip de brânză, fiecare brânză în parte, nu ca și categorie, ca și produs finit în parte, are anumite condiții de, de păstrare, de servire, de. Deci e un organism viu până la urmă și atunci trebuie să știi ce faci cu fiecare în parte. Pentru că poți să ai surpriza. Să nu se strice, să spunem așa, dar să-și transforme uh, culoarea, gustul, textura și așa mai departe și atunci nu mai e brânza care ar fi trebuit să fie. Să se usuce, să dezvolte niște mucegaiuri. Deci se pot întâmpla foarte multe lucruri cu, cu brânzeturile astea. Sau poți să ai surpriză între ele, dacă nu știi ce faci cu să strice compresă, nu mai poți să le servești. Deci, repet, nu e simplu, sunt orașe mai mari și mai, eu știu, cu pretenții mai mari decât Bucureștiul în care nu există astfel de, de locuri. În țări din Europa chiar. Uh, există și altele unde sunt mai multe astfel de, de locuri, dar uh, cred că în România avem uh, avem piața uh, mă rog, nu cine știe ce, dar avem totuși o o categorie de populație cărora ne, ne putem adresa. Aveți un tip de brânză preferat? Am mai multe. Am, da. Nu știu, dacă îmi dați un exemplu, două, abar n-am. Nu știu, ce, ce vă place să mâncați? Uh, nu știu, hai să spunem în funcție de, de momentul zilei. Mâncați brânză la micul dejun? Uh, da, de multe ori mănânc brânză la micul dejun și una dintre brânzele mele preferate este telemea de oaie veche. Da. o telemea de oaie bună este poate fi, sau cum să spun, în orice platou de brânzături, orice pe orice masă din, la orice oameni cu pretenție și are locuie. Și -au, sau Și ar putea avea locuie. Am avut bucuria, nu numai asta. Am avut bucuria să gust o telemea învechită șapte ani în zer. un, un prieten de lângă Cluj, face pentru el acasă, sunt cantități foarte, foarte mici și mi-a dăruit două borcanele cu telemea învechită șapte ani în zi, e ceva absolut senzațional de și așa. încă n-am reușit să înțeleg uh, de ce nu găsim uh, preocuparea către învechirea brânzeturilor. Adică la noi abia începe să se practice oarecum și uh, dacă vorbim de telemea se consideră că o telemea de un an e deja... No. Prea veche și trebuie no. să scăpăm de ea. No. Uh, vedeți, uh, sunt și multe uh, nereguli și există foarte, foarte puțin control. Uh, nu vreau să, eu nu lansez acuzații, nu vreau să vorbesc pe nimeni, dar uh, te duci în piețe și vezi în, într-un moment al anului complet Nepotrivit, vinde cineva șutele mea proaspătă. Câte. Da, nu are cum să fie proaspătă, că animalul nu mai dă lapte de trei luni. Sau de. Da. da. Sau invers. E ceva foarte. Uh, ciudat, dar încă o dată ține foarte mult de tradiție. E. În țările în care se uh, maturează brânzeturi tradițional. Au existat condițiile naturale și au existat uh, um, au existat o preocupare în sensul ăsta. Probabil că la noi, eu știu, până la Marea Unire, până la, nu-mi dau seama exact, că n-am studiat foarte atent ce s-a întâmplat în, în istorie, uh, oamenii erau ori trebuia să mănânce ceva atunci proaspăt, ori în zonele în care erau mai multe oi, n-aveam uh, suficiente. Locuri răcoroase și cu umiditatea corectă ca să se poată matura, că nici să nu se maturează așa în podul casei. Dar dacă vorbim despre epoca modernă, actuală, despre prezent, într-adevăr, există, începe să fie o preocupare în sensul ăsta și e foarte bine. Dar până să ajungem noi, eu știu, să, să descoperim toate tainele maturării și să putem aplica și facem brânz, brânzeturi maturate, probabil că o să mai treacă niște ani buni. E bine că se încearcă și că se începe. La, dacă e vorba despre maturare, câteva procente de umiditate, un grad, două la temperatură, în plus sau în minus, pentru că vorbim despre luni de zile, ani de zile, în care brânzeturile stau în mediul respectiv. Și atunci, orice mică variație influențează produsul final. Da, cu atât mai mult cu cât da. este, practic, un organism viu. Da. Și, și asta e. Trebuie să testezi, trebuie să vezi unde ajungi cu produsul respectiv în condițiile respective. Sau să crezi condiții artificiale. Da. Și, iarăși, trebuie să știi ce vrei să obții. Că, nu știu, poți să crezi. Condiții de 9 grade Celsius și 90% umiditate sau de 11 grade Celsius și 96%. În paralel, cu se științe putem progresa cu niște știință de carte și cu multă răbdare. Da, e mai mult sau în aceeași măsură în care știință, e și o artă. Pentru că de -aia și uh, cei uh, care maturează brânzeturi. Unora le este mai bine, altora mai puțin bine, unele produse mai apreciate, altele mai puțin apreciate. Pentru că e până la urmă și chestie de artă și e, contează foarte mult produsul de la care pleci în maturare. Pentru că e, o brânză bună, un produs bun, îl poți, sco poți scoate din el un produs excelent prin maturare sau îl poți strica complet. E un produs prost la bază, n-ai ce să mai faci. Poți să încerci tu să-l maturezi oricum l-ai face, că nu, nu, nu obții la final un produs excelent. Cu mâncarea cam așa e. Dacă pleci de la ceva bun, poți să ajungi la foarte bun. Dacă de pleci de la ceva prost, puțin probabil să ajungi la ceva bun. Și să știți că uh, cea mai mare parte din munca celor mai buni afinări din lume, deci acestor artiști care maturează brânzeturi, este uh, controlul și uh, eu știu, supravegherea uh, intrărilor, deci achizițiilor de la fermieri de brânzeturi uh, în formă proaspătă. Fiecare merge și și alege cu cine lucrează și vede și controlează să, să respecte în cel mai mic detaliu uh, condițiile pentru ca el să obțină brânza ce, de cea mai bună calitate pe care și-o dorește ca să o poată matura 6 luni, 8 luni, 12 luni, 2 ani și așa mai departe și să ajungă la un rezultat finit uh, Excelent. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați oferit din timpul dumneavoastră astăzi și din poveștile astea frumoase despre brânză. Mulțumesc pentru invitație. Vă doresc succes și nu fac o promisiune, dar îmi doresc să ajung cât mai repede la magazinul dumneavoastră pentru că chiar îmi place brânza și în continuare rămân așa cu această mică frustrare, să-i spunem, frustrare națională. Încă nu avem destul de multă brânză românească, da? Nu avem, într-adevăr, dar că dacă eu începem... sunt încrezător. Avem... Aia pe care o avem, adevărat, e foarte bună. Măcar avem de unde pleca. Da. Mulțumesc. Da. mulțumesc și eu. Toate cele bune. Medium Rare continuă. Dumneavoastră puteți urmări acest interviu în varianta sa integrală pe europafm.ro Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM.